Amin. Dorim să deschidem Cartea Sfântă la Evanghelia după Marcu, câteva versete de aici, amirul turnat pe capul Domnului Iisus. Pagina Bibliei 980, capitolul 14, de la versetul 3. Pe când ședea Iisus la masă în Betania, în casa lui Simon Leprosu, a venit o femeie care avea un vas de alabastru cu mir de nar curat foarte scump și după ce a spart vasul, a turnat mirul pe capul lui Iisus. Unora dintre ei le-a fonecaz și ziceau, ce rost are risipa aceasta? Mirul acesta s-ar fi putut vinde cu mai mult de 300 de lei și să se dea săracilor. Și le era foarte necaz pe femeia aceea. Dar Iisus le-a zis, lăsați-o în pace, de ce îi faceți supărare? Ea a făcut un lucru frumos față de mine, căci pe săraci aveți totdeauna cu voi și le puteți face bine oricând voiți, dar pe mine nu mă aveți totdeauna. Ea a făcut ce a putut, mi-a uns trupul mai dinainte pentru îngropare. Adevărat vă spun că oriunde va fi propovăduită Evanghelia aceasta în toată lumea, se va istorisi și ce a făcut femeia aceasta spre pomenirea ei. Amin. Dorim să ocupăm locurile. Cântarea spunea printre altele că avem nevoie mare de Domnul. Vedeți, dacă până în ziua necazului noi l-am slujit, e foarte ușor în ziua necazului să-L chem pe Domnul și să vină în ajutor. Dacă până la ziua necazului, ziua nefastă, ziua încercării, noi nu l-am slujit, e mai greu atunci să beneficiem de ajutorul și intervenția Lui. Biblia spune de bună oară în Psalmul 34, foarte frumos, versetul 15. Ochii Domnului sunt peste cei fără prihană. Auziți peste cine privește Domnul. Și urechile Lui au aminte la strigătele lor. Versetul 17. Când strigă cei fără prihană, Domnul aude și scapă din toate necazurile lor. De multe ori vine nenorocirea peste cei fără prihană, cum și peste ei, da? Și peste ei. Dar spune în continuare, dar Domnul îi scapă întotdeauna din ea. Da, și în Psalmul 32, versetul 6. De aceea orice om evlavios să se roage ție la vremea potrivită și chiar dacă s-ar vărsa ape mari, pe el nu-l vor ajunge deloc. Biblia ne spune de oameni mari care au ajuns în criză, momente limită, l-au chemat pe Domnul și Domnul a luat aminte. De aceea e foarte important, până în ziua necazului, care vine la oricare dintre noi, o veni și va mai veni. E foarte important ce facem și modul în care noi îl slujim pe Dumnezeu. În această seară este un episod din viața Domnului, o femeie păcătoasă, ne spun celelalte evanghelii, l-a căutat, a venit la Domnul și a beneficiat de binecuvântarea Lui. Și printre altele, aș vrea să amintesc aici trei lucruri. Vedeți, Biblia spune că dacă cineva dorește să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea, spune Luca în fiecare zi, și să mă urmeze. Foarte important să-L căutăm, dacă dorește cineva. La femeia aceasta vedem aici câteva lucruri, vedem cea mai mare dorință pe care ea a avut-o. N-a fost invitată la Simon, în casa lui Simon Fariseu, spune Luca în capitolul 7. Era un fariseu. Aici îi spune Simon Leprosu, probabil a beneficiat cândva acest om Simon de vindecarea pe care Domnul i-a dăruit-o. L-a făcut curat. Și Biblia spune printre altele, în Evanghelia după Matei, capitolul 11, de la Ioan Botezătorul, împărăția cerurilor se ia cu năvală și cei ce dau năvală pun mâna pe împărăție. Uneori, dorința după Domnul trece, depășește bunele maniere. Vedeți, de multe ori la biserică, așteptăm să fim curtați, să ni se vorbească frumos, să fim poftiți în față. Dar cine dorește mântuirea, el depășește toate aceste obstacole, bariere, dacă vreți, stării.
ele pot fi depășite și femeia aceasta le-a depășit. A venit în casa lui Simon fără să fie invitată. Pentru că ea a auzit vorbindu-se despre Domnul și a aflat că Domnul Iisus este în casa lui Simon. În această seară mă frământa și am fost cercetat de acest gând. Ce aflăm noi? Care știrile pe care le aflăm în fiecare zi? Cea mai mare dorință acestei femei era să ajungă în prezența Domnului. Care e cea mai mare dorință a ta pe care o ai? În fiecare zi. Noi suntem marcați de această dorință în ultima instanță. Vom acționa ca atare. Dacă cea mai mare dorință este să ne întâlnim cu Domnul în părtășie, vom avea parte de părtășie, îl vom căuta în cămăruță, îl vom căuta în cuvânt, îl vom căuta aici, în casa Domnului, la părtășie. Cea mai mare dorință, dar și cea mai mare hotărâre, vor fi multe dorinți care rămân în fașă, care nu se vor materializa niciodată în viața multora. Mulți care au avut dorinți bune, cineva spunea că iadul este pavat cu cele mai nobile și mari intenții, dorinți nematerializate. De altfel, ceea ce vedem la această femeie este credința ei nemaipomenită, foarte mare, extraordinară. Numai la sutașul acela din Matei 8 și din Luca 7, Domnul Iisus s-a oprit și a spus: adevărat vă spun că nici în Israel n-am găsit o credință așa de mare. O lăudat-o Domnul pe această femeie. În toate evangheliile găsim consemnat această întâmplare. Domnul a spus, peste tot se va spune și ce a făcut această femeie pentru pomenirea ei. Și în veșnicie o vom cunoaște dacă vom ajunge acolo. Am vrea să nu uităm, credința e o putere, e o forță, dar aia nu e un sentiment, credința. Nu e o stare efemeră, o am și mâine nu mai am. Ea este o putere extraordinară. De fapt, este terenul de unde cresc toate virtuțile posibile, este credința. Ce vedem la această femeie, printre altele, pentru că în Luca, capitolul 7, vis-a-vis de această întâmplare, Domnul îi spune lui Simon că l-a judecat pe Domnul, de a ști Domnul, de a ști învățătorul cine este această femeie și ce fel de femeie este. Domnul cunoștea categoric. Și spune, acel datornic, acel om care avea doi datornici, unul 50 de lei, unul 500 de lei, nu a avut niciunul cu ce să-și plătească datoria, i-a iertat pe amândoi. Și l-a întrebat, spune-mi, cine îl va iubi mai mult? Cel căruia i-a iertat mai mult. Bine-ai cântărit, bine-ai judecat. Vezi, femeia aceasta a iubit mult. De aceea spun că și păcatele ei, care sunt multe, sunt iertate, credință mare. Știi ce spune Biblia? Ținta poruncii, spune lui Timotei Pavel, este dragoste, care vine dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun și dintr-o credință neprefăcută. O credință neprefăcută curată de o dragoste curată. De-aia Biblia vorbește de dragoste, de o dragoste care nu-i curată, e prefăcută. Credință mare, dragoste mare. Vedem la această femeie dragoste ei, o împins-o, nu a putut să stea liniștită, o aflat. Cine este doritor de mântuire, să știți că ăla este interesat, ăla dorește să afle unde este Domnul, când începe părtășia în casa Domnului. Printre altele, aș vrea să amintesc aici, nu obosi în tot ce este sfânt și bun. În 2 Corinteni, capitolul 4, versetul 1 și 2, spune să nu obosim în facerea binelui. Foarte important să nu obosim. Când obosești? Când tot ce faci, nu faci sub impulsul Duhului Sfânt, când lipsește Duhul. Nu contabiliza ce faci pentru Dumnezeu. Atunci când contabilizezi, la un moment dat obosești și nu mai faci. Nu contabiliza, că nu mai contabilizează El. Când contabilizezi tu, nu mai contabilizează Domnul. Cineva spunea la un moment dat și un om deosebit pe care îl apreciez, a făcut, după înțelegerea mea, o greșeală. A spus, de câte ori a citit Biblia? Și mi-am adus aminte de un alt om al lui Dumnezeu. A fost întrebat, provocat, de câte ori ai citit Biblia? Și el a spus, n-am fost niciodată ispitit să număr de câte ori am citit Biblia. Că a fost un alt om înaintea mea care a fost ispitit să facă numărătoarea poporului. Și l-a costat foarte scump. Nu obosi în facerea binelui. Apoi nu contabiliza, nu aștepta aici răsplătiri pentru ceea ce faci. Nu aștepta, nu auzi aprecierile celor din jur, foarte important,
ca să nu te umfli cumva. Dar în același timp nici vorbele de ocară care ți se aduc îs normale. Când nu există vorbe de ocară prin care unii vor să te oprească în înaintare, înseamnă că ceva nu este în ordine. Că și Domnul le-a auzit, dar nu le-a auzit. Ce frumos, Domnul a avut urechi deschise numai pentru ceea ce era bun, constructiv. Ceea ce era ziditor. Dragostea acestei femei, o credință mare, o dragoste mare. Aici e dragostea credinței, dar în același timp ce vedem la această femeie? Vedem și smerenia ei, direct proporțională cu credința, la picioarele Domnului. Ne spune în Evanghelia după Matei că a plâns, cu lacrimile i-a spălat picioarele, iar cu părul capului ei i-a șters picioarele. O plâns, s-a smerit la picioarele Domnului, stătea acolo înapoi a lui, ne spune Biblia, jos la picioarele lui. Smerenia e foarte importantă. Pe un om este desconspirat, să știți cât de mare este credința, nu trebuie mult timp să te uiți la el și să-l poți înțelege, să-l poți vedea, să-l poți citi, credința pe care o are. Se vede dragostea credinței, el depășește vorbele care sunt în jurul lui, el îl caută pe Domnul, dar în același timp și smerenia credinței. Simon, dar zice că și ucenicii au fost prinși în aceste vorbe, o risipă, o risipă. Se putea vinde acest unt de lemn, să se vândă și să se dea săracilor. Sigur, Domnul l-a avut în vedere și vom vedea în continuare câteva lucruri, dar înainte, aș vrea să mai amintesc un lucru. Femeia aceasta ne spune în Evanghelia după Matei și după Luca, s-a apropiat de Domnul. De la distanță îl vezi mic pe Domnul, trebuie să te apropii de El. Foarte important. Culmea, El ne acceptă să ne apropiem de El, nemaipomenit. O apropiere sistematică cu pași însă nu mari, pași atenți pe urma pașilor Lui, să păstrăm această cadență a smereniei, e un lucru mare. În smerenie femeia aceasta s-a apropiat până au ajuns la El. De altfel, Biblia ne provoacă și ne spune că noi ne putem apropia. Auziți ce spune aici în Epistola către Evrei, autorul Epistolei către Evrei, în capitolul 4, versetul 16. Să ne apropiem, dar cu deplină încredere, cu deplină încredere de scaunul Harului, ca să căpătăm îndurare, să găsim Har și pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. În vremea necazului, a momentului de încercare care vine, să fim ajutați. Tot vis-a-vis de această apropiere, auziți, în Evrei, capitolul 10, versetul 22, să ne apropiem, dar cu o inimă curată, spune aici cu o credință deplină, nu cu jumătate de inimă, cu jumătate de credință, cu o credință deplină, cu inimile stropite și curățite de un cuget rău și cu trupul spălat cu o apă curată. Foarte important să ne apropiem. Eu îmi spun mereu la părtășie, când e momentul de părtășie, foarte important să fim la părtășie în casa Domnului, să nu putem și acasă să urmărim, am înțeles. Nu are valoare aia, să știți. Aici Domnul este prezent unde doi sau trei se adună numele Lui, El promite că este prezent. Sigur, există situații limită când nu poți. Dacă din punct de dacă lipsesc și am o motivație obiectivă, Domnul vede și asta și cunoaște. Dar altfel nu sunt scutit, sunt frustrat și văduvit de binecuvântări pe care Domnul le are să mi le transmită. Tot vis-a-vis de această apropiere, auziți ce frumos vorbește omul lui Dumnezeu Petru. Petru spune aici, printre altele, să ne apropiem în capitolul 2, versetul 1 Petru, capitolul 2, versetul 6, versetul 4. Apropiați-vă de el, piatra vie, lepădată de oameni, dar aleasă și scumpă înaintea lui Dumnezeu. Apropiați-vă de el. Vedeți, aici noi suntem fiecare prezenți, dar important e să ajungem și în prezența lui Dumnezeu, că El e prezent aici, Domnul e aici prezent. Mă apropii și de El? În rugăciune când mă rog, simt prezența Lui reală. Domnul, să știți că nu e o persoană imaginară, El e o persoană reală. El ce promite, El nu își calcă cuvântul Lui, El e prezent, El ascultă rugăciunile. Dacă reușesc să ajung și în prezența Lui, când vin aici, voi pleca revitalizat de aici, voi veni cu probleme și voi pleca ușor, liber,
Voi pleca plin de bucurie și de pace după o întâlnire proaspătă cu Domnul. Auziți ce spune în cartea lui Iacov, tot în această idee? Versetul 6 spune, versetul 8. Apropiați-vă de Dumnezeu și El se va apropia de voi. Fac pași spre El și El face spre mine. Până în momentul în care va fi o contopire cu El. O întâlnire reală, nu imaginară, reală. Ce frumos! Apropiați-vă de Dumnezeu și El se va apropia de voi. Dar aici ne arată ce trebuie să facem. Aici spune, curățiți-vă inimile. Curățiți-vă inima. Inima nu trebuie să fie și nu e admis să fie împărțită când mă apropii de El. Cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că El răsplătește pe cei ce-L caută. Aș dori să nu uităm, cea mai mare dorință, apoi cea mai mare hotărâre, vin, mă apropii de Domnul. Multe hotărâri, aici la casa Domnului, când auzim cuvântul, uite, de astăzi voi citi cuvântul. De astăzi să nu fie o zi în care să nu fac timp pentru cuvânt. De astăzi mă voi ruga în cămăruță mai mult. De astăzi voi medita, voi cerceta și analiza toate gândurile, toate vorbele să fie articulate cu greutate, cuvinte care să cântărească, să aducă zidire celor ce le aud. Cuvinte drese cu sare, cu har, asta spune Biblia. De multe ori rămân doar la atât. Cea mai mare dorință, cea mai mare hotărâre trebuie să fie. Dar apoi să știți un al treilea lucru, apare și cea mai mare piedică. Cea mai mare piedică în dreptul acestei femei nu era invitată în casa lui Simon. Ea totuși nu o ținu cont. Bunele maniere le-a lăsat deoparte de data aceasta, pentru că mântuirea era foarte importantă pentru ea, iertarea, grațierea. O crezut că Domnul poate să-i aducă biruință, eliberare, ușurare. Știți ce înseamnă categoric, a străit fiecare. Momente de cercetare este nemaipomenit. Când te cercetează în mod special. Pentru că mai spune în cartea Proverbelor, cât pe ce să mă nenorocesc în mijlocul poporului și al adunării. Da, și aici, unul lângă tine simte cercetarea, celălalt este imun, nu simte nimica. Vreau să vă spun încă o dată, Domnul cercetează o inimă care e ca și acestei femei. De-aia avem ca exemplu. O avem aici, în Cartea Sfântă, ca noi să tragem concluzia, să luăm hotărâri. Cea mai mare dorință, cea mai mare hotărâre, cea mai mare piedică, apar și piedicile. Uite, nu pot în seara aceasta, las că mă duc data viitoare. Piedica trebuie să fie dată la o parte. Dați la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne. Și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Să privim țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Domnul Iisus Hristos. Amin? Doamne, ajută-ne să privim la Tine. El este ținta, El a fost desăvârșit. El este Cel ce ne vine în ajutor, El este Cel ce ascultă rugăciunile. Cartea aceasta, de altfel, nu vorbește de altcineva, nu scoate o altă personalitate, ci pe Domnul Iisus. Vechiul Testament vorbește de Noul Testament, de modul în care Domnul va veni, iar Noul îl scoate în evidență pe Domnul. Cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și adevăr. Când sunt cele patru condiții, trei condiții împlinite, urmează cea de-a patra. Și asta este cea mai mare împlinire. Momentul în care te întâlnești cu Domnul, primești binecuvântarea, primești răspuns la problema ta. Fiecare avem problemele noastre, să știți, unele le spunem, unii le spun, alții le poartă în sufletul lor, în inima lor. Dar nu se poate, aici pe pământ așa este. Noi încă suntem pe pământ, am ajuns în cer și aici suntem încercați, verificați. Știți că nimeni în cer nu va ajunge neprobat, neverificat. Și îngerii, la vremea lor, au fost probați, vremea îngerilor a trecut. Cei ce au rămas credincioși și fidel lui Dumnezeu sunt acolo în prezența Lui, în slujba Lui. Ceilalți au căzut, unii sunt prinși, sunt întemniți, ne spune Biblia, păstrați pentru o sândă, pentru judecata acelei zile. Ei, acum e vremea noastră a omului. Viața asta scurtă și trecătoare, în care Dumnezeu ne testează și pe noi, ne probează. Vrea să vadă verticalitatea noastră, vorbirea noastră, gândirea noastră, dorința noastră după El. De aia spune Biblia, cine mă va căuta cu tot din adinsul, mă voi lăsa găsi de el. Vreau în continuare vis-a-vis de această femeie, care o avem ca un model pentru noi, câteva lucruri să le amintesc doar, fără multe comentarii. Un prim lucru, lucrarea pentru Domnul întotdeauna înseamnă jertfă, sacrificiu. Nu poți o lucrare adevărată să nu te coste.
jertfă, renunț la mine, renunț la problemele mele materiale, renunț la anumite lucruri care mă înconjoară, polarizate în jurul meu, pentru mântuire și pentru Domnul implicit. Cine-L caută pe Domnul, caută mântuirea, să știți. Știți ce a spus Domnul Matei, capitolul 6, versetul 33? Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprienirea lui. Și neprienirea lui. Cine e neprienirea lui Dumnezeu? Domnul Iisus Hristos. Așa spune în 1 Corinteni, capitolul 1, versetul 30. Și El a fost făcut, Domnul Iisus, de Dumnezeu, de Tatăl pentru noi. Înțelepciune, neprienire, sfințire și răscumpărare. Mântuirea lui Dumnezeu. Ei, trebuie să-L căutăm pe Domnul. Dar a-L căuta pe Domnul înseamnă jertfă, înseamnă sacrificiu, înseamnă să renunți la multe lucruri aici, dar merită. Pentru că spune în Luca, în capitolul 14, spune acolo printre altele, adevărat vă spun că dacă cineva nu renunță la tot ce are, nu poate să fie ucenicul meu, auziți? Tot Luca parcă este dur în afirmațiile lor. Vă spun că cine nu urăște tată, mamă, fiu, fiică, nu este vrednic de mine, nu mă poate urma. Dar e bine că avem și Evanghelia după Matei, care clarifică cum noi suntem chemați să urâm pe cineva. Nu, Domnul ne învață să iubim. Și iubirea începe cu cei din casa noastră. Dar care e înțelegerea acelei afirmații? Spune aici, printre altele, auziți, versetul 37 din Matei 10. Cine iubește pe tată ori pe mamă mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Cine iubește pe fiu ori pe fiică mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Aici avem soții, avem fii, fiice, avem soți. Dar vreau să spun că dincolo, numai cu Domnul, cine l-a slujit aici și îl iubește pe el pe prim plan. Dar culmea este că îl iubești pe el și ai și pe cei din jur. Nu sunt lăsați în anonimat. Și pe ei Domnul îți dă dragoste, dar pe prim plan el vrea să fie. Lucrarea pentru Domnul înseamnă jertfă, înseamnă sacrificiu. Apoi un al doilea lucru, lucrarea pentru Domnul va fi neînțeleasă de cei din jur. Nu aștepta să fii aplaudat pentru ceea ce faci. Nu vei fi și în general, lucrările lui Dumnezeu, cu cât sunt mai profunde, cu atâta sunt mai neînțelese de mulți, dar va fi înțeleasă de Domnul. Lucrarea va fi de El înțeleasă. Ceea ce cuvinte aici, auziți numai, spune cuvântul aici, versetul 5, le era foarte necas pe femeia aceea. Domnul, versetul 6, le-a zis, lăsați-o în pace, de ce-i face supărare? Ea a făcut un lucru frumos față de mine. Este extraordinar să intervină Domnul pentru cauza ta. Și Domnul să-și pună cuvântul lui și el și-l spune la vremea potrivită. Nu neapărat să aștept să și-l spune, tu fă lucrarea fără să aștepți aici. Ce frumos, eu îmi zic de multe ori, chiar atunci când auzi vorbele de ocară celor din jur, să le auzi, dar să nu le auzi. Le auzi, dar nu le auzi, ca și când nu le auzi. Cât timp încă nu le auzi, înseamnă că ești pe o cale bună. Când auzi vorbele de ocară, deja e un semn de întrebare, nu e în ordine. Trebuie să ne reglăm viața în așa manieră, încât să fim concentrați, să ne uităm la viața Domnului. Pe El or vorbi și pe El de rău. Băi, cum să nu ne vorbească pe noi? Și El n-a fost înțeles uneori chiar de cei mai apropiați de ucenicii Lui. Apoi un al treilea lucru, deci, primul lucru, lucrarea Domnului înseamnă jertfă, sacrificiu. Cel de-al doilea, lucrarea pentru Domnul înseamnă, va fi neînțeleasă. Lucrarea pentru Domnul stârnește împotrivire. Stârnește împotrivire. Oh, cu cât vrei mai mult să te apropii de la sine, diavolul nu va sta indiferent, el acționează și el vrea să te stopeze în înaintare, el vrea cumva să-ți aducă o destabilizare, dar nu trebuie să te oprești. Cât timp faci pentru Domnul și te concentrezi, mergi înainte. Sigur, nu va aduce prejudicii lucrarea pentru Domnul pentru cei din jur, că nu vă sunt prejudiciu, numai atâta că n-or înțeles-o, ei n-or înțeles-o. Ce frumos când ai un cuvânt din partea lui Dumnezeu în lăuntru tău, fără ca alții să-l audă aici, când se citește, de aia noi trebuie să fim ochi și ureche aici. Când venim aici să fim atenți la ce ne vorbește, că Domnul printr-un cuvânt poate să-mi aducă o ridicare, un răspuns la problema care o am în sufletul meu. Mă poate întări, mă poate fortifica, cuvânt special pe care să-l aibă Domnul pentru tine sau pentru mine. Ce frumos! Lucrarea pentru Domnul strânește împotrivire. Apoi un al patrulea lucru, lucrarea pentru Domnul va fi apărată de El. Va fi apărată de El.
Când faci o lucrare pentru Domnul, va fi, El o va apăra. La întâiul meu răspuns de apărare, nimeni nu sta lângă mine, spune Apostolul Pavel, toți m-au părăsit. Domnul să nu le țină în socoteală lucrul acesta, dar zice, Domnul sta lângă mine și m-a izbăvit din gura leului. Vreau să spun, Domnul stă lângă noi, nu ne lasă. Când noi stăm lângă El, stă și El lângă noi. Dacă nu stăm lângă El, nu cumva să așteptăm. Cheamă-mă în ziua necazului tău, eu te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi. Ce frumos spune omul lui Dumnezeu, eu mă culc și adorm în pace, căci numai Tu, Doamne, îmi dai liniște de plină locuința mea. Îmi zic de multe ori și mai vorbesc acasă cu soția, este extraordinar. Și dacă numai pentru viața aceasta, frați și surori, L-am slujit pe Dumnezeu și merită, dar unde pui că nu pentru viața aceasta? Noi îl slujim pentru cealaltă viață, dar și aici îți dă pace, liniște, odihnă. Și aici simți prezența Lui, ajutorul Lui în problemele vieții. Să pleci și să știi că ți-ai încredințat viața în mâna Lui și să știi că ești a Lui. Ce frumos! Lucrarea pentru Domnul va fi întotdeauna binecuvântată, apărată de El. Va fi contabilizată apoi de El. Totul este contabilizat. Biblia ne spune că în ziua aceea El va spune omului până și gândurile lui. Știți că avem gânduri bune, vreau să fac un bine și nu am oportunitatea. Sau nu mai pot să fac binele. Știți că și binele acela este înregistrat. Gândurile omului în ziua aceea le va pune în față și alea sunt cântărite. Și aici pe bănci, cum stăm noi, Domnul cântărește și gândurile inimii. Simțămintele, cel mai sensibil lucru pe care îl are omul este simțământul. El ascultă și simțămintele noastre. E nemaipomenit, avem un Dumnezeu mare, frați și surori. Merită să-L slujim cu toată inima, că viața se duce. Ne-a dăruit-o Dumnezeu să-L slujim, să ne dăruim, să ne punem la îndemâna Lui. Și în ultima instanță, lucrarea pentru Domnul va fi răsplătită de El. Ce frumos, acea femeie a plecat de acolo, liniștită în păcate. Păcatele ei multe sunt iertate, că o iubit mult. S-a apropiat de Domnul și, sigur, apropierea nu a fost în zadar. Domnul răsplătește pe cei ce-L caută. Și ce răsplătiri are El pentru ai Lui. Bine de cel neprienit Lui va merge bine, căci va culege rodul faptelor Lui, spune Isaia în capitolul 3, versetul 10. Bine de cel neprienit. Gândurile și alea sunt contabilizate, dar să știți că și gândurile rele și alea vor fi răsplătite. Oameni care, dacă am cunoaște, eu îmi zic, Doamne, dacă am cunoaște gândurile celor din jur, ne-am speria unii de alții uneori. Dar e bine că nu le cunoaștem, nu avem acces. Dar știți că Dumnezeu are acces. Înaintea Lui suntem transparenți, așa spune în Ioan, în capitolul 2, versetul 42. Spune acolo, printre altele, El n-avea nevoie să-i facă vreo caracterizare, să-i spună cineva despre cineva, să-l prezinte. El însuși știa ce este în om, El știe ce este înăuntru nostru. Mă opresc aici și doresc, Doamne, binecuvânt această biserică. Ajută-ne, Doamne, să ne apropiem, ajută-ne să facem tot ce putem noi, să nu obosim. Zice Biblia, chiar dacă omul nostru de afară se trece, se consumă de la an la an. Când vin aici, mă mai întâlnesc cu anumiți prieteni pe care i-am de mult aici în Statele Unite. Ne uităm unul la altul și zice, măi, Eugen a mai îmbătrânit. Absolut. Absolut, dar totul este să nu regreți. Uitându-te în urmă, retrospectiv, să nu ai regrete. Noi cu când trece timpul, ne apropiem de împărăția lui Dumnezeu. Astăzi sunt mai aproape de împărăție ca anul trecut. Mâine, anul viitor, mai aproape ca acum. Și asta e frumusețea. Frumusețea este să-L slujești pe Dumnezeu. Să fii gata pentru El și lucrările Lui, să nu obosești. Și în ziua aceea vom secera dacă nu vom cădea de oboseală. Am un salut din partea Bisericii Betel, din Arad. Fraților, știut că voi veni aici, a fost o nuntă duminica trecută la Chicago, la Biserica Elim, cineva de la noi din biserică s-a căsătorit și m-am anunțat mai din timp că au nunta și Domnul m-a ajutat să fiu aici în perioada aceasta și să fiu și la nunta lor. Și frații m-au rugat să duc salutul. Salutul este din 2 Cronici, capitolul 15. Ăsta este salutul nostru. Versetul 1, 2 și 7, dar în mod special pentru dumneavoastră, versetul 7, care sună în felul următor. Voi, dar, întăriți-vă și nu lăsați să vă slăbească mâinile, căci faptele voastre vor avea o răsplată. Doamne, ajută-ne la toți să ajungem și la răsplătire. Amin.